la telefon plângând o voce, voce care am crezut că e feciorul meu de la București. Zice, mamă, mamă, dar știți cum plângea? Mamă, salvează-mă, mamă, că intru la închisoare, mamă, am lovit un copil. Persoana care s-a prezentat drept fiul bătrânei solicita bani pentru a-i da familiei care ar fi trebuit să își retragă plângerea. Femeii i s-a părut suspect faptul că numărul de telefon nu era cel al fiului. Dar de ce nu dai telefon după numărul, telefonul tău? Păi, mi le-a luat, sunt la poliție, mi-a luat și tot, și acte și tot, nu mai am nimic. Nici telefon, nu mai am nimic. Zis și făcut, bătrâna a mers la bancă unde a retras suma de 3.000 de lei bani pe care ulterior i-a depus la poștă pe numele indicat de presupusul fiu. Și pentru că a convins-o pe femeie, infractorul a cerut și diferența de 4.000 de lei sub pretextul de a da bani și avocatului. Și pe urmă îmi spune, mamă, dar știi ce te rog? Da, avea mai mult voce asemănătoare cu a feciorului. Mamă, te rog, scoate-i și pe alții, că trebuie să-i dau și avocatului. Că știi că el o să fie principalul care... Mamă, și nu... Dar mamă, să nu spui mamă la nimeni, mamă, și nu i-am dat telefon nici lui noră mea, nu i-am dat telefon nici lui feciorul care l-am la Tulcea, n-am dat telefon la nimeni, parcă am fost vrăjită, sau Doamne iartă-mă. Femeia a strâns cei 7.000 de lei în 20 de ani, dar i-a pierdut în doar câteva minute. După două zile în care a plâns necontenit, bătrâna a fost sunată de fiul ei care nu pățise nimic. Vestea că băiatul este bine nu a făcut altceva decât să o bucure. Aceasta a luat decizia de a depune plângere la poliție. Atragem cu atât atenția asupra acestui aspect și solicităm persoanelor care sunt apelate pe telefonul mobil să nu dea curs acestor cereri, să nu depună bani în numele unor persoane necunoscute sub pretextul că anumite rude au accidente rutiere, li se solicită acest lucru. Solicităm să mai întâi să se prezinte la poliție, să verifice aspectele sesizate, astfel încât să nu ne mai confruntăm și pe viitor cu aceste aspecte. Bătrâna se roagă la Dumnezeu ca răufăcătorul să fie pedepsit. O să mă întăresc ca să nu crăp. Să mă rog la Dumnezeu, să mă rog la cine, la dumneavoastră, să-i pedepsiți pe animalele astea că așa nu să nu ne spune. În cursul zilei de vineri, oamenii legii s-au mai confruntat cu două astfel de cazuri. O persoană a fost înșelată și a depus pe numele unei persoane necunoscute suma de 8.000 de lei. Cea de-a doua doamnă a fost salvată de un angajat al băncii care a anunțat imediat poliția.